Bună tuturor și bine v-am regăsit la Trege Garden cu o nouă prezentare de plante. În vlogul de astăzi vom vorbi despre Cercis, o tufă care poate ați mai auzit-o sub denumirea de Arborul Iuda. Ei bine, este aceasta. Această plantă își pierde în sezonul rece frunzele, însă în primăvară face niște floricele mici roz spre violet, care înfloresc, după cum puteți observa și voi, direct pe tulpină. După pierderea acestor flori, își va forma o coroană din frunze mici verzi în formă de inimă. Această tufă, Cercis, se dezvoltă foarte bine atât într-un mediu sorit, foarte mult soare, cât și într-un mediu semi-umbros, cu nu foarte mult soare, dar nici foarte multă umbră. Ei bine, cam atât a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să aflați mai multe informații despre mai multe plante, abonați-vă, apăsați pe clopoțel pentru a fi primii care văd următoarea prezentare de plante. Dați share pentru a vedea și prietenii voștri și un mare, mare like pentru că m-ar ajuta foarte mult. Eu vă pup și ne revedem data viitoare cu o nouă prezentare de plante. Ciao!